Începem? A, merge de mult? A început episodul 7, seria 2, sau seria 2, episodul 7. Știu, nu trebuia să mai spun asta, dar pentru că n-am spus-o înainte, o spun acum, ca să fie altfel. Salut, Filip. Salut, Daniel. Stoica, bine ai venit pe Casting Coach. Începem. Și care e poziția ta preferată? Când ai făcut prima dată sex? Pe canapea. Bun, am râs, am glumit. Îmi place că eu zic, eu râd. Zine de BMW. Că nu aș vrea să intru în mai mult. Păi știi tu mai bine toate. Nu știu ce știu eu. Eu nu știu ce știu. Ei nu o știu. Da. Spune-ne de BMW, cum ai ajuns tu la concluzia că trebuie să-ți cumperi BMW având Golf 5 GTI? Da. Și ce s-a întâmplat? Care a fost experiența ta? Și după aia mai intervin eu așa. Păi în urmă cu 3 ani jumătate am condus odată mașina lui Daniel, tracțiune spate, peste 200 de cai. Și mi-a plăcut foarte mult ca feeling și faptul că era instabilă, între ghilimele. Am zis că următoarea mașină pe care aș dori să o dețin să fie un 335, fiind 3000 benzină biturbo și tracțiune spate cu blocant. Astea au fost unul din principalele motive pentru care am renunțat la GTI și am ajuns la... La BMW, ok. Ulterior am început să caut mașină cu ceva timp înainte să vând Golf-ul, știam cam ce mașini sunt la noi de vânzare de acest model. După care am găsit-o pe asta, am vorbit cu băiatul, părea un băiat foarte serios. M-am luat avionul, după ce am vândut Golf-ul la câteva zile am luat avionul, am cumpărat mașina, am venit cu ea până în București, am cumpărat-o cu câteva modificări, adică downpipe-uri, intercooler, diferențial. Bă, gură! Îi merge gura. Nu? Hai, bagă! Așa, downpiper, intercooler, diferențial și un GB4 care era în portbagaj. În momentul când am acolo cumpărat... Au montat ei. Acolo au montat, dar era în portbagaj efectiv ca să nu văd problemele pe care le are mașina având puterea pusă. Puterea era în portbagaj, la pachet a venit. Ulterior am venit cu ea până în București, a mers totul bine. La o săptămână, două după am zis să-i facem o revizie, să-i montez GB4. Atunci când am început să montez GB4, a început distracția. Asta e, eu imit ce povestește film. A început distracția, da. Adică acum suntem 2 ani mai târziu. Nici nu are importanță. Și destul de mulți bani investiți pentru a remedia problemele care le-au făcut foștii proprietari mașinii. Da, zi mai departe, ai remediat? Am remediat, da. A început să nu meargă bine mașina atunci când am pus putere și anume GB4, pentru că avea diverse probleme la calculatorul de motor. Acolo fusese fostul proprietar ales să nu înlocuiască calculatorul și să-l repare. El a schimbat câteva piese care țineau de injecția motorului. Totodată a început să meargă detonat. Au început să apară de-astea, cum se numesc, compresie scăzută în motor. Am mers cu el la un tur, al doilea un tur organizat de voi noi. Noi. De voi noi. De voi noi, da. Am mers foarte bine până la Timișoara, iar de la Timișoara de-abia am ajuns în București, mergând doar pe hartă stock, adică fără putere.
Ne-am apucat, am demontat motorul, am demontat toate piesele motorului să vedem ce e nevoie să înlocuim acolo. Ne-am dat seama că trebuie pistoane, alezat blocul, pistoane, am ales niște pistoane forjate de la CP, fiind singurele pistoane care... Cai putere! Da, singurele pistoane aftermarket forjate, care vin dedicate pentru tipul ăsta de motor. Cuzineț original și restul pieselor toate complet originale, simmering-uri, garnituri, tot felul de alte chestii. Între timp am mai avut probleme cu turbine, cu fișe, cu bujii, probleme tipice de BMW N54. Cum așa? Da. Când cumperi un N54, trebuie să ai la tine câteva bobine, un injector, poate cine știe. N54 fiind codul de motor pentru ăsta de 3.5, nu? N54 fiind codul de motor, da, pentru, e de fapt un 3 litri benzină cu două turbine. Biturbo, okay. Nu twin turbo, cum okay. Mai spune lumea. Am înțeles, când îți cumperi un N54 trebuie să vii cu anumite piese și ai mai schimbat bujii, bobine, bugii, bobine, planetare, pompă de benzină, mai crapă o planetară, s-a întâmplat de curând. După care, înainte să mă apuc să... După ce am pus prima oară puterea pe mașină, am început ușor și modificările de estetică, ce țin de o suspensie coilover AP, frâne de M235i, cele în 4 pistonașe de performance, sau M235i, Neapărat colant mat, pentru că dacă era lucios, era foarte rapidă mașina. Da. Și atunci a ales pentru mat ca să facă un echilibru, puterea cu frecarea cu aerul. Zi mai departe, așa. Boss. Da, înainte de Vortărzi, anul trecut, am mers și am colantat mașina verde, Military Blunt Green, se numește culoarea. Jantele... Jantele sunt Brayton Race GT, s-au fabricat 2 ani, 2010-2011, doar sunt dedicate. Doar 7.573.000 de bucăți. Nu știu de număr de bucăți, dar știu doar, eu da. Că eu știu. Jante, evacuare ceva, filtre, admisii, haos, mai mulți, nu, turbine. Schimbate, dar originale. Haos. Bun. Așa, pe partea de admisie am folosit un filtru de aer KNN în carcasa originală. Doar dacă înlocuiești turbinele, din punctul meu de vedere, ar trebui să pui o admisie sport la modelul ăsta de admisie motor, admisie directă. Evacuarea, pentru evacuare am folosit doar două downpipe-uri pentru a anula catalizatoarele și a putea face stage 2. Adică asta e modificat la evacuare, doar downpipe-urile. Downpipe-urile. Restul evacuării a rămas complet originală. Am înțeles că cea de coupe E92 diferă un pic față de, având X-pipe, față de cel în E90 sau E93, care sunt normale. Am folosit un intercooler Forge, cel cu care am cumpărat mașina, cu tot cu conductele aferente. Știm problemele din... Eu nu știu, dar oamenii nu, care au BMW probabil știu. Eu n-am din, și nu știu. Extra de la Vortărzi. Ah, problema cu colierul, da, dacă vreți puteți să așa. Vedeți ce am pățit pe drumul către Vortărzi anul trecut în episoadele noastre de la Vortărzi de anul trecut. Da. La noi pe canal. Așa, în interior am refăcut, n-am făcut nimic senzațional, avea mahon, lemn, am ales să-l vopsesc în piano black, cum spun. Vorba aia, schimb lemn în pian. Adică dintr-un plastic care imită lemn, nu faci un plastic vopsit negru care imită pian. Așa, doar am preferat să țin cât mai mult originală și curată, întreținută. Un spel des, adevărul ăsta. Da.
Nu merg atât de des cât o spăl cu ea. Mă, ce să facem acum? Care-s planurile de viitor cu mașina? Ce vrei să-i mai faci? Pe viitor aș vrea să o vând. Băi, bună treabă, să mor eu. E cea mai bună modificare pe care poți să o faci la un... Era să zic la un BMW, dar iar săreau oamenii, mă sunau că-s hater de BMW, că nu știu ce. În sfârșit, da, nu, nu sunt. Nu, aș deci... vrea să o vând. În primul rând au apărut alte priorități și în al doilea rând urmează să-mi fac o altă mașină de off-road. Cu mașina ai două bucurii, tată. Când o cumperi și când o vinzi. E foarte simplu, așa, adică da, nu da, există, da, da. În rest ai numai probleme, te strofoci, te enervezi, că nu merge aia, ți-ai luat aia, nu vine bine. Doar la Teo îl cumpără totul, Neckerman, pe vechi, vine totul țiplă, montează, merge țiplă. Da. O să vedeți mai multe date tehnice în materialul Q&A pe care noi îl pregătim cu ajutorul vostru, postând o poză pe Instagram, în Insta Story, Stax TV, urmăriți acolo când apare poză cu mașina și noi vă întrebăm ce ați vrea să știți despre mașina asta, pac, voi puneți întrebarea și eu îi pun întrebarea proprietarului atunci când merg cu el în dreapta, în materialul Q&A. De la episodul cu Teo ați văzut și un POV sau Point of View, în care fiecare proprietar de mașină își filmează mașina cu GoPro-ul și când merge cu ea și ce face el și cum e obiceiul lui, cum stă el în mașină cu degetele, cu mâinile și așa mai departe. Dacă vă place, vi se pare util sau vă enervez eu, că întrerup și vorbesc foarte mult și râd foarte mult și eu spun glume și eu râd și sunt insuportabil, nu uitați de share, like și subscribe și clopoțel. Aha, nu v-am mai zis de clopoțel. Clopoțelul e acela care arată ca un clopoțel pe YouTube. Și apăsați pe el și de fiecare dată când noi postăm, puteți să aveți șansa de a avea primul coment pe materialul nostru și tot respectul nostru forever and ever, ever, ever.